Vreau să vă salut pe toți. În primul rând, mulțumim foarte mult colegilor noștri paneliști. Avem un dream team în acest panel și îmi vine onoarea să-l moderez. Colegi cu care ne cunoaștem foarte bine și vom discuta astăzi despre prioritățile politice externe a Republicii Moldova, prioritățile imediate. Este bine cunoscut lucru că Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe sunt instituțiile care promovează și realizează politica externă în Republica Moldova. Cu toate acestea, așa după cum am observat în ultimii ani, rolul și viziunea președintelui țării de asemenea au influențat într-o anumită măsură agenda externă a Republicii Moldova la cel mai înalt nivel. Aceste relațiile noastre externe au fost ghidate de așa numita politică externă echilibrată promovată de actualul președinte Igor Dodon. În retrospectivă, dacă să analizăm, deși diplomația Republicii Moldova a reușit să avanseze mai multe subiecte importante pe agenda externă, la nivelul relațiilor bilaterale, dar și în cadrul organizațiilor internaționale, totuși situația politică volatilă internă a redus din potențialul unei politici proactive corelate cu obiectivele naționale și strategice ale Republicii Moldova și cel mai probabil cu una dintre contribuții în acest sens a avut-o și actualul președinte, domnul Dodon. Dar săptămâna viitoare, 24 decembrie, va fi inaugurată noua președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu, care își propune să impulsioneze relațiile cu vecinii, în primul rând Ucraina și România, să reseteze agenda europeană a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, să relanseze relațiile cu Statele Unite și avem și un nou ciclu politic propice, sincronizat, practic, la Washington și Chișinău, care oferă mai multe oportunități, dar și sigur că a anunțat doamna Maia Sandu că va avea și o agendă activă în relația cu Federația Rusă pentru a rezolva problemele pendinte care s-au acumulat și care nu au fost rezolvate de până acum, inclusiv de actualul președinte. Și iată, asta este practic intro-ul pe care vreau să-l menționez la începutul acestei dezbateri. Și mă bucur că l-avem aici alături pe Andrei Popov, ambasador cu misiuni speciale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care va începe această dezbatere cu o scurtă prezentare a viziunii Ministerului Afacerilor Externe pentru anul următor. Și evident că avem un panel cu colegi și experți de politică externă de la Kiev, București, acum Berlin și Paris. Vom discuta despre aceste priorități imediate împreună. Le voi oferi ocazia colegilor să vină cu o scurtă prezentare din punctul lor de vedere care ar trebui să fie prioritățile și care sunt provocările principale ale Republicii Moldova astăzi pe dimensiunea politicii externe. Dar înainte de a oferi cuvântul lui Andrei pentru scurt prezentare de bun început, vreau să mulțumesc încă o dată Fundației Hans Seidel, care ne susține pe parcursul mai multor ani și în acest efort de a realiza acest dezbatere în formatul IDVEZ Cafe. Ipre, anul curent, a realizat deja, aceasta este a 12-a dezbatere cu tematici diferite de actualitate și sperăm că oferă o valoare adăugată. Mulțumesc foarte mult colegilor la Privescheu, care au fost parteneri și sunt partenerii noștri de durată în cadrul acestui proiect. De asemenea, vreau să spun că suntem urmăriți și pe Realitatea AMD, pe AirLife și AirLife TV, așa că sper că discuția dată să ajungă la cât mai multă populație din Republica Moldova și poate și din afară și sper să fie utilă. Așa că, asta fiind spuse, mulțumim încă o dată colegilor și Andrei, ai cuvântul, te rog. Iulian, mulțumesc pentru invitație și mersi colegilor din conducerea Ministerului de Externe care m-au delegat să vin cu un scurt cuvânt de salut în numele Ministerului de Externe. Dar în primul rând să mulțumesc Institutul pentru Politici și Reforme Europene, IPRE, pentru această activitate prodigioasă, efectivă, eficientă și foarte utilă. Oferiți în numeroasele formate și dezbatere multe platforme și idei valoroase pentru colegii mei din Ministerul de Externe. Nu odată intram la colegii în birou și vedeam cum urmăresc live evenimentele voastre, cum cred că sunt urmărite și discuțiile noastre de astăzi și care se servesc ca sursă de inspirație și idei. Eu, mi-e și greu și ușor să vorbesc, greu fiindcă încă nu m-am acomodat până la capăt cu acest rol. Am constatat că în ultimii 20 de ani de zile un număr egal de câte 8 ani am fost în societatea civilă, pe partea aceasta și în Ministerul de Externe. Dar voi spune că
Nu atât aș putea să vorbesc despre prioritățile de politică externă pe durata mandatului doamnei președinte ales Maia Sandu, cât mai degrabă despre prioritățile și pozițiile instituționale care transcend ciclurile electorale. Și bine de avut acest lucru în vedere că în Republica Moldova, pe dimensiunea politicii externe, s-a stabilit pe anumite subiecte de decenii un larg consens în societate și o poziție instituțională destul de fermă pe care Ministerul de Externe o reiterează, o promovează și aproape fără excepții aceste priorități sunt reflectate și în programele de guvernare. Și cu ocazia asta am răsfoit câteva din programele de guvernare, la două din ele chiar am contribuit în 2009 și în 2010 și vreau să, ca să asigur un caracter mai informal și mai interactiv, să vă ofer un mic test și dumneavoastră și celor care ne privesc. Iată, dacă cineva știe, am în fața mea trei programe și voi citi doar câte un deziderat și să-mi spuneți dacă realizați de unde este. Bună oară, nu haideți așa, cu un subiect de actualitate. Continuarea eforturilor privind asigurarea retragerii ordonate, complete și definitive a trupelor și munițiilor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Menținerea relațiilor strategice cu Statele Unite ale Americii. Asta e dintr-un program de guvernare. Iar în altul spune așa, promovarea relațiilor cu Federația Rusă se va baza pe principiile stipulate în tratatul politic de bază, prin care țările noastre au convenit asupra stabilirii unui parteneriat strategic. Sau cu România, stabilirea unor mecanisme de consultări în domeniul integrării europene, valorificând experiența României în acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește armonizarea legislației și implementarea acquis-ului comunitar. Eu nu vreau să fac pariuri, dar cred că nu vă este ușor, așa, în acest exercițiu spontan, să spuneți din ce program sunt cele două segmente de citat. Nu? Sau? Cel cu privire la, și îl voi reitera deoarece este de actualitate și este important să subliniem faptul că este o poziție instituțională confirmată inclusiv în programul de guvernare la capitolul politică externă a guvernului condus de prim-ministru Ion Chicu. Acest deziderat este consimțit în program. Continuarea eforturilor privind asigurarea retragerii ordonate, complete și definitive a trupelor și munițiilor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Programul politică externă, guvernul a aprobat pe 14 noiembrie 2019. Deci e un mic exemplu al tezei că la capitolul politică externă, în ceea ce privește prioritățile instituționale, pozițiile naționale, ele se schimbă doar în nuanțe, în funcție de schimbările la vârf și diferite configurații ale majorităților parlamentare. Altceva, în ce măsură există context propice și voință politică de a promova aceste obiective în mod consecvent și activ. Și aici aș vrea să spun din capul locului că din perspectiva Ministerului de Externe, care totuși face parte din, este o instituție guvernamentală și este în ierarhic, se subordonează primului ministru, unul din importantele criterii care asigură eficiență și calitatea și credibilitatea demersul de realizare a politicii externe ține de existența unei stabilități și predictabilități de politică internă. Și ministrul de externe Aureliu Ciucoi, la recentul forum de politică externă și integrare europeană de săptămâna trecută, a evocat citatul cunoscut al lui primul ministru extern al României interbelice Nicolae Tudescu: dați-mi o politică internă solidă și voi da o politică externă formidabilă. Este foarte actual și în cazul Republicii Moldova. Deseori, în plan extern, în dialog cu partenerii externi, diplomații și împreună cu alte instituții guvernamentale, promovează mesajul, construiesc credibilitate,
demersuri în care sunt implicate zeci și sute de persoane, zeci de instituții. Deseori durează ani de zile să construiești ceva, ceea ce poate fi șters literalmente peste noapte, în câteva minute. Și un demers a unei echipe întregi să fie aruncat în spate de anumite decizii de politică internă, inclusiv în perioada recentă. Și de acest lucru trebuie să fim conștienți. Iar de actualitate pentru discuția noastră de astăzi, prioritățile imediate de politică externă, este încă un criteriu. Doar atunci expertiza, rețeaua de contacte, instrumentariul pe care îl avem noi aici la Ministerul Externe poate fi valorificat plenar, când există o relație de sinergie și cooperare și înțelegere între celelalte două poluri, să le zic așa, acestui triunghi, președinte, prim-ministru și Ministerul de Externe. În condițiile în care există o relație clară, stabilite reguli de joc și există o înțelegere comună că în coordonare sunt promovate interesele naționale și Moldova vorbește pe plan extern cu voce unică, dar pentru a vorbi cu voce unică trebuie să corelezi demersurile tale și acțiunile și discursurile cu pozițiile instituționale ale Ministerului de Externe, atunci nu este ușor. Ministerul de Externe livrează poziții naționale, formulează poziții punctuale pe toată palitra de subiecte de actualitate internațională. Și este și o practică internațională general acceptată, având în vedere că anume Ministerul de Externe le revine acest rol de a elabora viziuni de sinteză și poziții naționale și pregăti proiectele de discurs și proiectele punctelor de reper pentru utilizarea atât a prim-ministrului cât și a președintelui. Și atunci când președintele sau prim-ministru se bazează pe aceste puncte, este foarte ușor. Atunci când apar divergențe sau devieri vizibile, și au mai fost cazuri, atunci este foarte greu să asiguri continuitatea și consecvența demersului politic extern. În ceea ce privește punctual președintele ales Maia Sandu, o constatare în toate declarațiile sale pe care le-a făcut, atât la capitolul relațiilor și prioritatea construirii unor relații de maximă bună vecinătate cu singurii doi vecini, România și Ucraina, atât cu privire la dezideratul absolut al politicii externe, dar și interne al Republicii Moldova, integrarea europeană, cât și la subiectul ridicării unor relații bazate pe respect, pragmatism, în tratatul de bază din 2001, relații de parteneriat strategic cu Federația Rusă, dar și dialog strategic cu Statele Unite, toate aceste poziții pe care le-a evocat încă până la preluarea mandatului oficial, până la inaugurarea doamna Maia Sandu, sunt în deplină consonanță cu pozițiile instituționale confirmate și reluate și reiterate de către Ministerul de Externe timp de mulți ani de zile, ceea ce creează niște premize foarte, foarte bune pentru o cooperare și interacțiune colegială, armonioasă, fructuoasă, în care Ministerul de Externe, prin expertiza sa, va veni cu funcția de suport al unei politici externe active pe care vedem că intenționează să o promoveze doamna președintele ales. Însă, în condițiile în care ar fi alt tip de relații între instituția președintelui și a primului ministru, sau în condițiile în care în discursurile sale, cum a fost înainte, ar fi niște inițiative novatoare care nu întrunesc un consens larg în societate și nu vin în continuarea demersurilor de decenii ale diplomației moldovenești, lucrurile o să fie mai complicate pentru Ministerul de Externe, în special pentru experții și diplomații din Ministerul de Externe. Noi, doar să închei, încă probabil sunt premizele clare ca să avem o agenda de politică externă, de vizite și contacte la nivel înalt, mult mai intensă. Am încercat și se pare că pe parcursul precedenților 4 ani de zile nu am avut vizite de oficiale
a șefilor de state din statele membre UE, în Republica Moldova. Nu am avut. Iată că la nici o săptămână de la inaugurarea noului președinte vom fi vizitați de președintele României Klaus Iohannis. Iar luna viitoare, în ianuarie, doamna președinte deja inaugurat Maia Sandu va vizita Ucraina și sigur că este un contrast cu relația blocată la nivelul șefilor de state din Republica Moldova pe de o parte și vecinii săi România și Ucraina pe de altă parte. Dar cred că voi pune punct și virgulă aici, dorindu-vă succes tuturor colegilor și așteptând să participe eventual în sesiunea de discuții. Mersi foarte mult. Mersi foarte mult, Andrei, pentru această prezentare. Ca de obicei, diplomatică și cu mult sens, pentru cei care au ascultat-o, înțeles foarte bine mesajele transmise de tine, ceea ce se întâmplă de obicei, nu doar de tine, dar și în ceea ce ține de abordarea corectă pe care trebuie să aibă Ministerul de Externe, atât la dimensiunea relațiilor interinstituționale, cât și cu privire la realizarea agentei noastre externe și integrarea europeană a Republicii Moldova. Și acum vreau să-l invit pe Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe în guvernul Sandu, anul trecut, director de program Europa Extinsă în cadrul Consiliului ICFR de la Paris. Recent, chiar astăzi, am publicat o notă analitică consemnată de Nicu cu Cristina Gerasimu despre oportunitatea de relansare relației cu Statele Unite. Nicu, te rog să deschizi panelul de discuții, să te referi la poate principalele constrângeri care le avem astăzi și la oportunități pe dimensiunea politică externă a Republicii Moldova în perioada imediat următoare. Te rog. Îți mulțumesc, Iulian, stimați colegi, dragi prieteni, mă bucur să avem această ocazie să discutăm prioritățile Republicii Moldova în politica externă pentru următorii ani. Și cred că astăzi, în aceste zile și săptămâni, asistăm într-adevăr la un moment istoric. Pe de o parte, niciodată în istoria Republicii Moldova nu am avut 4 ani consecutivi în care relațiile noastre externe s-ar fi aflat într-o stare de criză profundă, chiar dezastru, aș spune, pe atâtea direcții politicii externe. Știm că și sub Vlad Plahotniuc, politica noastră externă împingea țara în relații foarte proaste cu foarte mulți parteneri externi ai țării. Și în special în ultimul an această criză chiar s-a agravat, în care practic nu putem spune că am avut nici măcar un singur partener care ar fi acordat și ar fi tratat Republica Moldova, ar fi acordat sprijin Republicii Moldova sau ar fi tratat Republica Moldova cu respect. Și în acest sens, într-adevăr, avem o situație în care trebuie să depășim o 4 ani de dezastru profund în politica externă și soluția față de acest proces de depășire a acestui dezastru, eu aș spune prioritatea numărul 1, sunt reformele interne. Și în acest sens, pasul numărul 1 în politica externă ulterioară este să faci reforme la noi pe interior, pentru că fără aceste reforme, fără un stat mai bine guvernat, fără un stat mai puțin corupt, nu putem beneficia din plin de relația cu Uniunea Europeană și Statele Unite, nu putem dezvolta acea relație și nici nu putem avea un parteneriat stabil și calm nici cu state ca Federația Rusă sau Ucraina dacă Republica Moldova continuă această dezinstituționalizare a capacității statului de a implementa cele mai de bază funcții în politica internă. Dacă merge pe... Și vreau să spun un alt lucru pe care cred că trebuie să-l constatăm cu tristețe, este că această tentativă de a aprofunda și continua dezastrul în care s-a aflat politica externă a Republicii Moldova din ultimii ani continuă, inclusiv prin ceea ce eu am mai numit anterior, un atac raider asupra unor instituții de stat din partea fostului președinte, inclusiv a serviciului diplomatic. În aceste zile se încearcă preluarea ambasadei Republicii Moldova de sub controlul guvernului, de sub controlul Ministerului de Externe, de sub controlul președinției și punerea acestei ambasade în subordonare politică față de o singură persoană, cu scopurile căruia, de fapt, țin de politica internă, nu
și nu neapărat de dezvoltarea politicii externe a Republicii Moldova sau a unui parteneriat și relație stabilă cu Federația Rusă. Dacă ne uităm la spațiile geografice, cred că din nou domnul Popov a menționat necesitatea resetării relațiilor cu vecinii și aici aș mai vrea să adaug că este foarte important ca în relațiile cu România pe viitor să putem construi mult mai multe legături practice, fizice, care ancorează Republica Moldova în spațiul european împreună cu România și aici este foarte important să adăugăm și să contribuim la comunitatea de istorie, limbă și cultură pe care o avem cu România printr-o dezvoltare a unei infrastructuri comune mult mai bine dezvoltate și aici mă refer la poduri rutiere, poduri feroviare, evident finalizarea acestui proces de conectare a Moldovei la spațiu, la rețeaua europeană de distribuție de gaz, inclusiv când este vorba de lucrările pe partea românească. Deci aici avem foarte multe lucruri practice care pot și trebuie să fie realizate. Când ne referim la Uniunea Europeană, cred că cea mai mare lacună pe viitor este faptul că în această relație este gradul foarte înalt de corupție sistemului de guvernare din Republica Moldova, fapt care nu a permis Republicii Moldova să beneficieze din plin de accesul pe piața europeană. Știm că deja circa 65% din exporturile Moldovei se îndreaptă spre UE. Acest lucru a oferit Moldovei posibilitatea să-și diversifice exporturile, să stabilizeze economia. Inclusiv la capitolul exporturi de vinuri, Uniunea Europeană este cel mai mare importator și chiar state ca România sau Republica Cehă, de fapt sunt printre, sau Polonia sunt printre primii 5 importatori de vinuri din Republica Moldova, dar Republica Moldova ar fi putut beneficia și mai mult de acordul de liber schimb dacă ar fi fost în stare să creeze un mediu de investiții mai atractiv, care ar fi putut crea mai multe produse pe care le putem exporta în piața UE și ar fi putut crea mai multe locuri de muncă. Și aici cred că este foarte important în viitorul apropiat să putem beneficia prin reformele interne pe care le implementăm mai mult de oportunitățile pe care le avem în relațiile cu Uniunea Europeană. Câteva cuvinte despre Statele Unite. Într-adevăr, astăzi cu Cristina am publicat un studiu la IPRE despre relațiile moldo-americane și aici, pe lângă detaliile acestor relații, cred că este foarte important și noi ca țară să ne depășim un pic psihologia aceasta pe care deseori o vedem și în politica internă și în politica externă, în care noi așteptăm ca partenerii noștri să ne ajute. Este foarte important acest lucru. Avem nevoie de ajutor, dar este la fel de important să fim și noi un stat matur care se gândește cum putem contribui și noi la anumite parteneriate și nu doar să ne punem întrebarea cum putem noi beneficia. Și aici este important să avem și o reflecție internă asupra modului cum poate Republica Moldova contribui și ea prin anumite inițiative la dezvoltarea relației sale bilaterale cu Statele Unite, dar și cu UE. Și sunt mai multe subiecte de cooperare de pe agenda globală, că este vorba de securitatea mediului înconjurător, de dezvoltările din sfera digitală, implementarea 5G, deci cele de 5-a generație de telefonie mobilă. Sunt multe subiecte în care Republica Moldova poate și ea să contribuie la elaborarea unor noi standarde de guvernare globală și aici state ca Uniunea Europeană, ca Statele Unite, parteneri ca UE, au nevoie inclusiv de o abordare a Republicii Moldova, prin care Republica Moldova tot contribuie la aceste evoluții. Câteva cuvinte despre Rusia, dacă mai am timp. Știm foarte bine că relația cu Rusia este una foarte dificilă. Absolut pe nicio altă relație bilaterală a Republicii Moldova nu are o listă atât de lungă pe care o are Republica Moldova în relațiile cu Federația Rusă. Aceste probleme s-au acumulat timp de 30 de ani. Ele inclusiv s-au acumulat în ultimii 4 ani. În ultimii 4 ani eu nu am văzut careva probleme fundamentale ca ele să fie soluționate în relația cu Federația Rusă. Embargoul rămâne, pe dosarul Transnistrian progrese nu a avut loc. Dar anume din această cauză este foarte important ca și Federația Rusă și Republica Moldova să depună un efort să aibă un dialog cât de cât stabil, respectuos, calm, fără emoții,
pentru a încerca încet, încet să depășim măcar unele din aceste probleme care s-au acumulat cu anii. Și în acest sens, noi deja am observat mai multe mesaje de deschidere atât din partea Chișinăului, cât și din partea Moscovei, prin care ambele părți și-au punctat foarte bine care este poziția oficială și față de retragerea trupelor și față de reglementarea transnistreană, dar în același timp eu personal am văzut că și doamna președinte aleasă Maia Sandu și președintele Vladimir Putin foarte explicit și-au manifestat intenția și deschiderea față de a purta un dialog bazat pe respect și un dialog care încearcă să descălcească aceste contradicții. Acest dialog va fi dificil, el nu va avea succese foarte rapide, dar el este necesar pentru a stabiliza și minimiza riscurile pentru Republica Moldova care vin din mai multe direcții externe. Închei, dacă mai am 30 secunde. Eu cred că foarte mulți au uitându-se astăzi la evenimentele de la Chișinău, la această opoziție, această perspectivă de coabitare oarecum ostilă între președintele ales Maia Sandu și majoritatea actuală din Parlament, parțial guvernul, aș vrea totuși să mai ofer așa câteva nuanțe și cred că este foarte important să ne dăm seama că eu personal nu văd un bloc consolidat în politicul de la Chișinău care ar vrea să blocheze acțiunile Maia Sandu. Eu văd unii actori răzlețiți predominant în Parlament. Dar dacă luăm lupa și ne uităm mai atent la instituțiile statului, la ministerele, la oamenii care lucrează în ministerie, în guvern, inclusiv și Ministerul de Externe, eu sunt foarte sigur că cea mai mare majoritate a acestor cetățeni Republicii Moldova, știm rezultatele votului de la Chișinău, își doresc să lucreze pentru Maia Sandu. Această deturnare a politicului moldovenesc care are loc în Parlament se face nu doar împotriva Maia Sandu, dar împotriva angajaților Ministerului de Interne, Ministerului de Externe, Ministerului Apărării, instituțiilor și agențiilor de stat. Acest lucru alienează majoritatea parlamentară actuală și inclusiv guvernul actual de propriile instituții în care lucrează și că inclusiv prin prisma acestui fapt trebuie la fel să ne dăm seama și aici, dacă îmi permite domnul Popov, sper că nu intru prea mult peste acest domeniu, dar mă simt și eu cineva care a lucrat la Ministerul de Externe, sunt și eu mă simt în poziția de a spune că pentru diplomația Republicii Moldova, Maia Sandu, președinția Maia Sandu oferă oportunități incredibile de promovare a unei politici externe active în beneficiu cetățenilor. Republica Moldova nu a avut un președinte deocamdată cu aceeași anvergură internațională, cu capacitatea de a vorbi și de a proiecta o imagine pozitivă a țării, cu atâtea contacte internaționale și pe viitor, în ultimii ani, cred că atât instituțiile statului Republicii Moldova, cât și societatea noastră va avea doar de beneficiat din această capacitate comună și sinergetică de a promova o politică externă pe care ar putea o lansa și președintele ales, dar și instituțiile statului Republicii Moldova responsabile de politica externă a țării. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, Nicu! Și acum de la Paris mergem la Berlin. Cristina Gerasimov, cercetător la Consiliul pentru Relații Externe Berlin. Cristina, cum se vede starea actuală a politicii externe a Republicii Moldova de la Berlin și care ar putea să fie oportunitățile pentru a o face această politică externă mult mai activă, mult mai proactivă și care să propeleze Republica Moldova pe agenda europeană și cum poate fi valorificată relația bilaterală, dacă putem să vorbim chiar și între Chișinău și Berlin. Te rog. Bună ziua, dragi colegi, dragi prieteni. Mersi mult, Iulian, pentru invitația la această discuție și mă alătur și eu felicitărilor domnului Popov pentru acest eveniment organizat de IPRE, care este foarte actual. Acum că suntem practic doar la o săptămână distanță de la inaugurarea domnului președinte Sandu.
Aș vrea să încep poate cu întrebarea conceptuală pe care ai propus-o astăzi spre discuție, dar va fi așa o intervenție foarte scurtă. Este sau nu nevoie de o concepție a politicii externe, cel puțin cum se vede de la Berlin acest lucru? Dacă sincer, nu cred că această întrebare contează foarte mult la moment, după cum a menționat și domnul Popov, avem destule programe guvernamentale și destul de consistente. Problema numărul unu însă, cred că este faptul că suntem foarte izolați pe plan internațional de realitățile zilei curente. Din această perspectivă, este foarte important, în primul rând, să ne conectăm ca subiect al relațiilor internaționale la realitățile contextului regional și european, cel puțin și să începem a funcționa din nou, reiterez, ca un subiect al relațiilor internaționale. Și anume să ne identificăm clar interesele naționale, chiar dacă ele par a fi destul de clare în context regional și geopolitic în care ne aflăm, să fim în clară cunoaștere de cauză care sunt avantajele, dezavantajele în politica și economia regională și internațională, pe cât și să ne stabilim prioritățile și mecanismele pe care cum atingem aceste obiective pe care ne le propunem. Pare banal și simplist la prima vedere posibil, dar nu am auzit de mult timp o discuție pe direcții și obiective concrete ale politicii externe moldovenești, precum și care este planul de acțiuni pentru a le atinge. În pofida faptului că avem aceste planuri de acțiuni bine punctate. Ca să putem atinge orice scopuri propuse, da, e nevoie de voință politică, dar e nevoie și de sincronizarea eforturilor guvernului cu cele ale președinției. Și aici sunt de acord cu Nicu că președinția doamnei Sandu este o oportunitate excelentă pentru Republica Moldova pentru a atinge, spunem așa, noi eșaloane dacă această sincronizare va avea loc. Situația actuală însă semnalează că acest lucru nu va fi ușor de realizat, cel puțin până la următoarele alegeri anticipate, pentru că nu există voință politică. Indiferent însă vom avea sau nu în curând alegeri anticipate și indiferent de noua configurație din Parlament după alegeri, un lucru este clar, există oportunități imediate pe care le putem utiliza în favoarea intereselor noastre sau putem din nou să alegem să le ratăm. O să menționez doar câteva din ele. În 2021, Moldova urmează să renegocieze agenda de asociere cu UE. Este alegerea noastră dacă dorim simplu să bifăm ce ni se propune sau ne gândim ce vrem noi din această relație de asociere și ce putem propune sau negocia pentru a ne maximiza avantajele din acest acord. Putem doar privi puțin mai la est să vedem ce face Ucraina în această perspectivă, care într-adevăr luptă pentru fiecare punct din o viitoare revizuire a agendei de asociere. Doi, există semnare clare, mi se pare mie, din partea multor capitale europene, că statele membre UE ar dori să păstreze aspectul incluziunii parteneriatului estic. Spunem un semn de egalitate, dacă vreți, între oportunitățile care sunt la dispoziția Moldovei și cele care sunt la dispoziția Belarusului sau Azerbaidjanului, de exemplu. Interesele noastre, însă, față de UE sunt foarte diferite. Parteneriatul estic, așa cum este, ne oferă foarte multe avantaje, dar în același timp ne creează și obstacole spre a atinge mult mai mult în procesul de integrare europeană. Următorul summit al parteneriatului estic va avea loc în prima jumătate a anului viitor, dacă nu în această primăvară. Este alegerea noastră dacă dorim să creăm un front comun, de exemplu, cu Ucraina, cu Georgia, țări care își doresc relații mult mai apropiate cu UE, să cerem un statut mai avansat, mai preferențial pentru economiile noastre, pentru societățile noastre, sau dacă dorim
să nu ne diferențiem de țări precum Armenia, Azerbaijan, Belarus, decât prin acordul de asociere și acordul de liber schimb pe care le avem actual. Și trei, pentru o țară mică precum este Republica Moldova, cu capabilitățile și resursele reduse de care dispunem și pe care le investim în securitatea națională, orice schimbări în context securității regionale pot fi fatale dacă nu sunt gestionate rapid și agil. Prin urmare, menținerea unor relații de bună vecinătate cu România, cu Ucraina, este foarte important pentru securitatea statului, în special dacă privim contextul regional într-un, spun așa, perspectivă mai mare, mai largă. Consolidarea relațiilor cu vecinii ar trebui să fie, mi se pare mie, prioritatea numărul unu pentru noi și la acest capitol se pare că avem vești foarte bune. Doamna președinte a anunțat repetat ca prioritate normalizarea relațiilor cu țările vecine. În ceea ce privește prioritățile literalmente imediate ale politicii externe, și aici voi fi foarte scurt, pandemia, evident, a scăpat de sub control autorităților. Acest lucru trebuie imediat remediat pentru a reduce pe cât posibil din consecințele catastrofale pe care urmează să le internalizăm în 2021. Acest lucru este posibil doar cu ajutorul partenerilor noștri internaționali. Ca prim pas trebuie să facem tot posibil pentru a obține vaccinul cât de curând posibil. Vaccinarea în SUA a început deja, în următoarele zile începe în țările Uniunii Europene. Trebuie să luăm și noi pentru un lot de vaccinuri cel puțin necesar celor mai vulnerabile categorii sociale. Doi, economia ca urmare a pandemiei este clar la pământ, dar nu numai ca urmare a pandemiei, nu avem politici guvernamentale care să abordeze provocările cu care se confruntă diferite sectoare ale economiei. Acest lucru trebuie abordat imediat, inclusiv cu suport internațional, deoarece nu avem mijloace bugetare necesare pentru a face acest lucru doar din sursele financiare interne de care dispunem. Și trei, nu știu, poate pare banal dacă ești în Republica Moldova, dacă ești la Berlin, totuși încă pare spunem așa, o prioritate necesară, și anume încetarea acestui discurs în termeni geopolitici de dezvoltare, mergem spre est sau mergem spre vest. Întrebarea perenă a politicii externe moldovenești, în ciuda faptului că avem o direcție foarte clară și un deziderat absolut de integrare europeană de ani de zile deja. Trebuie să dezagregăm clar avantajele și dezavantajele ce țin de cooperare cu anumite țări, fie aceasta Statele Unite, fie aceasta Ucraina, Rusia, China, Germania, Franța, oricare, și să începem să lucrăm pe aceste direcții clare care ne protejează și maximizează interesele naționale, precum și care ne aduc mai multe avantaje decât dezavantaje în procesele interne de dezvoltare ca stat independent. Și, nu știu, acest lucru trebuie să aibă loc indiferent de care guvern este astăzi sau mâine la putere, pentru că doar prin consistență în politici și planuri de acțiuni putem atinge careva scopuri și obiective cu adevărat sustenabile pentru viitor. O să mă opresc aici și putem continua discuția deja în Q&A. Mersi mult, Ilan. Mersi foarte mult, Cristina, pentru această prezentare cuprinzătoare, practic, a principalelor oportunități și provocări, pe de altă parte, pe care le avem noi. Mergem la București. Radu Magdin, directorul la SmartLink Communications, un observator activ al proceselor politice la București, în Republica Moldova, dar și la nivel european și global. Radu, din la tine cu o întrebare, cum se vede în perspectiva imediat următoare consolidarea sau relansarea relației dintre București și Chișinău, și știm că pe 27 decembrie va începe vaccinarea în România, domnul Iohannis vine la Chișinău pe 29 decembrie, oare va veni și el cu un cadou pentru cetățenii Republicii Moldova?
Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult, Iulian, pentru invitație. Salutări tuturor. M-am ascultat cu mare atenție tot ce au spus vorbitorii mai devreme. Voi încerca să nu mă suprapun și să am o valoare adăugată cât mai pe scurt. România este încântată de președinția Maesan. Acum, totodată România este conștientă de faptul că există un cadru constituțional la Chișinău. În cadrul respectiv constituțional, președinte are anumite atribuții, Parlamentul are alte atribuții, Guvernul are alte atribuții. Din această perspectivă, dincolo de această briză de aer proaspăt, să spunem așa, alegerea unui nou președinte clar asumat pro-european cu un set valoric foarte puternic, categoric va conta și viitoarea majoritate parlamentară, din care va rezulta un guvern, sperăm noi, zic eu, toți observatorii externi, nu doar români, din vest, un guvern pro-european care să facă o echipă bună cu doamna Sandu în implementarea reformelor necesare pentru Republica Moldova. Acestea fiind spuse, ajutorul între timp va fi concret pe partea medicală. Va exista o vizită a președintelui Iohannis. Cred că așteptările trebuie să fie prioritare în zona aceasta de ajutor concret de sănătate. Orice altă discuție mai elaborată cu privire la planuri guvernamentale, cu privire la alt gen de ajutor, cred că va avea loc după o consolidare a unei majorități favorabile sau care se poate lucra cu președintele, dintr-un motiv foarte simplu, sprijinul cel mai bun are loc în context de încredere. Nu a existat încredere foarte mare între Chișinău și București până acum câteva săptămâni, dacă uităm la ultimul an. Acesta a fost contextul politic și România a avut zbuciumul său politic, alegerilor multiple, un număr multiplu de alegeri de care în momentul de față, slavă Domnului, am scăpat. Va exista claritate până la vizita președintelui Iohannis la Chișinău și în ceea ce vrește viitorul prim-ministru și viitoarea, să spun așa, componență a cabinetului de miniștri din România. Deci ne putem să uităm cu optimism la 2021 din această perspectivă. Aș invita și la realism, atât raportat la România, cât și la Uniunea Europeană și la alți parteneri mondiali, să nu uităm că în momentul de față, dacă chiar și într-o perioadă pre-COVID sau într-o perioadă fără un sentiment de criză socială mai peste tot pe glob, fiecare capitală are propria sa agendă, da? Și propriile sale probleme interne, propriul său calendar electoral, da? Dincolo de acest aspect, aș mai spune faptul că în momentul de față este o bătălie poate și mai puternică pentru inimi și minți, dacă ar fi să parafrazez celebra expresie Hearts and Minds, la Berlin, la Bruxelles, la București, la Washington și în alte locuri. O e o nouă administrație Statele Unite, ai o administrație pe ultimele luni, dar care trebuie să gestioneze o situație economică de sănătate și o tranziție de partid la Berlin. Ai o Franță foarte puternic implicată în plan european. Vedem cât de interesată de parteneriatul estic, având în vedere că urmărește mai degrabă o politică globală decât o politică regională aici la noi în zona. Nu, sunt oportunități din două perspective. Din perspectiva faptului că Moldova are un fresh start, acest start, credeți-mă, a fost observat de toată lumea, de presa internațională, de instituții internaționale, de absolut toată lumea. Dincolo de acest fresh start, există totodată, dacă facem o comparație regională la nivel de parteneriat estic, există o oportunitate competitivă de data aceasta de poziționare a Moldovei din nou ca și poster child. Da? Ca și, nu aș spune copil, cred că Moldova la 30 de ani în 2021 poate termina odată pentru totdeauna atât cu elemente de politice de copilărie cât și de adolescență, este o nouă epocă în sensul cel mai bun. Din punctul meu de vedere, aveți șansa unui clean start din toate punctele de vedere și, din nou, să nu uităm că și contextul regional în complexitatea lui în parteneriatul estic vă favorizează odată ce Moldova stabilește noua majoritate parlamentară și guvernamentală. La capitol nu atât pericole cât mai degrabă realism, după cum vă spuneam, este foarte greu să concurezi dacă nu-ți găsești 1, 2, 3 nișe și narrative cu care să mergi în diferite capitale cheie și inclusiv să găsești câteva proiecte mai mari poate decât tine ca țară, astfel încât să te cuplezi la agenda altora, indiferent că vorbim de Washingtonul lui Biden sau că vorbim de Bruxellesul lui von der Leyen în varianta 2021. Deci, din nou,
Moldova a poziționat ca o parte a soluției, nu ca o problemă, da? Și, și din nou o discuție cât mai largă. Pentru că altfel, să nu uităm, apropo de managementul așteptărilor, în capitale mari sunt 10, dacă nu chiar toate 190 și ceva de state ale lumii care bat în continuu. Și deși foarte multe ori, în mod legitim, fiecare inimă din diferite capitale de la noi, din regiune, trebuie saltă în sensul în care am putea fi pentru moment buricul pământului, nu suntem. Așa că e foarte important să fim focusați, să fim atenți, este un moment de oportunitate istorică, restul ține de câteva proiecte concrete și de stabilizarea situației parlamentare la Chișinău. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, Radu, pentru opinia ta. Sigur că mai venim de dezbatere și cu alți colegi la subiectele pe care le-a ridicat. Mai mergem la Kiev. Leo Litra, cercetător principal la New Europe Center, Kiev. Recent ați organizat și voi la Kiev o discuție despre dimensiunea politicii externe și diplomația Ucrainei pentru anul viitor. Cum este privită Republica Moldova astăzi la Kiev și care sunt așteptările de la vizita anunțată a domnului Sandu la Kiev și cum ar putea să fie propulsate poate noi proiecte noi sau rezolvate unele probleme curente care le avem noi pe acel. Leo, te rog. Mulțumesc, Iulian, stimați colegi, stimați prieteni, mă bucur să fiu parte a acestei discuții, mulțumesc, Kipre, pentru organizare. Într-adevăr, recent am organizat împreună cu Ministerul de Externe și cu domnul ministru de Externe o discuție pe prioritățile pentru anul viitor ale în politica externă a Ucrainei. Vreau să spun că, din păcate, Moldova nu a răsunat în această discuție, dar eu cred că lipsa discuției pe Moldova în această dezbatere a fost cumva compensată de recenta vizită a ministrului de externe la Chișinău, care a fost în special posibilă datorită alegerii doamnei Maia Sandu în calitate de președinte a Republicii Moldova. Eu cred că pentru partenerii ucraineni este un semn foarte, foarte bun, dar aș vrea cumva să într-un fel să fiu atent la aceste declarații, pentru că semne bune nu înseamnă neapărat rezultate bune. Agenda Ucraina-Moldova este una foarte încărcată. Nicu a vorbit despre faptul că Rusia, probabil agenda cu Rusia este una cu cea mai mare listă de probleme și întrebări. Eu cred că Kievul concurează uneori cu Rusia pe anumite subiecte. Și am avut în Moldova diferite guvernări care au fost destul de prietenoase față de Ucraina. Nu vorbesc despre ultimii 4 ani și despre președinția lui Igor Dodon, dar lucrurile nu s-au schimbat radical. De asta vreau să spun că optimismul trebuie să fie... Există o încredere mult mai mare, există o dorință mult mai mare de a rezolva, dar principiul care a existat până în acest moment în relațiile dintre Ucraina și Moldova este că nimic nu este agreat până totul nu este agreat. Este așa numitul package deal, da? Soluția de pachet. Deci rezolvăm toate problemele odată și punem punct. Iată că aceste probleme nu pot fi rezolvate atât de ușor. Eu am mari speranță că vizita doamnei Sandu la Kiev va fi una productivă, unde se vor începe rezolvarea anumitor întrebări. A fost un început bun atunci, în 2019, când dânsa a vizitat împreună cu ministrul extern Nic Popescu, a vizitat Kievul, a fost un început foarte bun. Există o simpatie reciprocă între președintele Zelenski și președinta Sandu. Și cel mai important este, mie mi se pare că este foarte important, că și pentru președintele Zelenski și pentru doamna Sandu una din prioritățile foarte mari este combaterea contrabandei. Președintele Zelenski a făcut din această
prioritate, o mega prioritate, ceea ce ține de managementul relațiilor cu parteneri. Bineînțeles că el s-a referit poate în primul rând la contrabanda care este cu statele, parte din Uniunea Europeană, dar eu cred că și Moldova are o problemă foarte mare pe, dacă în special vorbim despre perimetrul transnistrian a frontierii moldo-ucrainene. Și aici cred că continuarea acestei discuții privind deschiderea pe întreg hotarul, inclusiv perimetrul transnistrian a acelor puncte comune, este foarte, foarte important. Câteva idei despre cum pot fi, ce poate fi interesant în Kiev vis-a-vis de Republica Moldova. Foarte important este diplomația economică. Noi recent am făcut un sondaj în plan național, unde am văzut că cetățenii, 45,3% din cetățeni, cred că prioritatea numărul 1 a politicii externe a Ucrainei trebuie să fie diplomația economică și găsirea de noi piețe de desfacere. Respectiv, subiectul economic este foarte, foarte interesant pentru Ucraina și dacă ne uităm la acele, hai să spun, la volumul de export, import, relațiile economice între Moldova și Ucraina, vom vedea că există loc pentru mult, mult mai mult și mai bine. Chiar dacă eu aș menționa că activitatea ambasadei Republicii Moldova în Ucraina este una destul, are o prestanță foarte, foarte bună. Doi, ceea ce poate fi interesant este ceea ce poate fi interesant pentru Moldova și cum am putea să ne apropiem poate de o soluționare a problemei legate de Nistru. Știm că pentru Moldova problema ecologică legată de Nistru este una prioritară. Pentru Ucraina asigurarea independenței energetice este una prioritară și aici se bat aceste două interese. Eu cred că eu am impresia, poate sunt pesimist, dar am impresia că Moldova și Ucraina nu vor putea ușor să depășească această problemă și cred că una din recomandările pe care ar fi bine să o luăm în considerare este atragerea bunilor oficii din partea Uniunii Europene în acest dosar. În Ucraina există un interes foarte mare față de Green Deal, în Moldova există tot acest interes, în special în contextul ecologiei Nistrului. Și cred că dacă am atrage Uniunea Europeană în această discuție, ar fi șansele că se vor soluționa, hai să spunem, vom găsi un compromis în această întrebare, vor fi mai mari. Doi, pe partea transnistriană, pentru Ucraina, Transnistria ca subiect ce ține de securitate este foarte important. Eu cred că avem câteva chestii care se întâmplă, câteva întrebări care vor fi pe agenda aici și important este că președinția OSCE în 2021 va fi deținută de Suedia, o țară care s-a demonstrat că este interesat foarte mult față de Ucraina, de Moldova. Aici cred că avem șansa să consolidăm eforturile ca să mișcăm puțin, nu spun soluționare, că ar fi exagerat, dar ca să mișcăm anumite lucruri înainte. Și după Suedia o să avem în 2022 Polonia, iarăși o țară care este foarte interesată de regiune. Deci cred că aceste oportunități împreună cu Ucraina, Moldova, împreună cu Suedia și Polonia pot seta o agendă destul de pozitivă pe dosar. Bun, dosarul proprietăților cred că îl las într-o parte pentru că este prea tehnic, dar cred că, iarăși am spus, acestea sunt întrebările de bază. Pentru Ucraina este important ca Republica Moldova să facă în continuare eforturi de apropiere cu Uniunea Europeană, asta este și scopul declarat al Ucrainei, dar și în Moldova și în Ucraina avem dificultăți
pe această direcție. Dacă în Moldova, în Parlament, noaptea se votează legi care sunt foarte dubioase, atunci în Ucraina există decizii ale Curții Constituționale care tot sunt foarte dubioase și care tot împiedică implementarea multor reforme și multor angajamente care au fost luate către statele noastre, Ucraina, respectiv Moldova, în dialogul cu Uniunea Europeană. Dar împreună, noi împreună, Moldova cu Ucraina, avem mult mai multe șanse să obținem rezultate mai bune, inclusiv ceea ce spunea Cristina despre renegocierea acordului de asociere, amendarea acordului de asociere anul viitor. Ucraina încă nu a început acest proces, dar deja a început consultările cu agenții economici, cu tot felul de actori în societatea ucraineană, ca să pregătească o poziție în negocierea cu Uniunea Europeană. Poate ar fi cazul, nu știu dacă acest lucru se întâmplă în Chișinău, dar dacă nu se întâmplă, cred că ar fi foarte important să se întâmple. Și eu cred că este apreciat foarte mult mesajul doamnei Sandu de a avea relații foarte bune cu vecinii, fără cumva, cum spun, discredita sau minimiza meritele doamnei Sandu, dar eu cred că după Igor Dodon e imposibil să nu îmbunătățești relațiile cu vecinii. Nu știu dacă putem avea zero problems with neighbors, ce cândva ministrul de externe Davutoglu a Turciei avea ca policy, dar eu cred că cel puțin normalizarea acestor relații și trecerea într-o albie de constructivă și pozitivă este posibil, inclusiv cu Ucraina, indiferent de aceste probleme care sunt pe agenda bilaterală, pe care le-am menționat anterior. Eu mă opresc aici și voi fi bucuros să discut. Mersi foarte mult, Leo, pentru această prezentare cuprinzătoare a oportunităților și provocărilor în același timp pe care le avem pe agenda noastră bilaterală cu Ucraina. Acum vreau să revenim la Chișinău, ce obțin în format online. Victor Chirilă, director executiv al Asociației Politică Externă de la Chișinău. Victor, te rog, în încheierea acestui panel de dezbatere, dacă ai putea să dai o perspectivă sau să completezi într-un fel intervențiile colegilor și să dai o perspectivă cum ar trebui să fie realizată politica externă din perspectiva ta parcursul anului viitor. Și care crezi tu că sunt subiectele cheie, dar în același timp poate sunt și alte elemente care nu au fost abordate, dar care sunt importante de abordat în politica noastră externă de acum încolo. Te rog. Te rog să conectezi microfon. Iulian, mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la această discuție și vreau să salut pe toți paneliști și pe bunii mei prieteni pe care îi văd aici. Sunt bucuros să-i revăd și mai ales să discut un subiect atât de important pentru țara noastră despre politica noastră externă în următoarele luni și în următorii ani. Am să încerc să nu mă repet, deși este practic aproape imposibil să nu fac lucrul acesta. Dar aș începe cu următorul lucru. Într-adevăr, alegerea doamnei Maia Sandu, dar și deschiderea manifestată față de ea de către Kiev, București, capitalele europene, Bruxelles, Berlin, Paris, etc., este o mare oportunitate pentru noi pentru a relansa politica noastră externă, dar și agenda europeană. Cu regret, tot ce s-a întâmplat în ultimele zile la Chișinău, recentele decizii luate de Parlament, recentele decizii luate de acest triumvirat al oligarhilor, hoților și oportuniștilor, compus de Dodon, Șor și Plahotniuc, de fapt adâncesc și mai mult răul făcut până acum politicii noastre externe și agendii de integrare europeană. Aș spune chiar mai mult, relațiile noastre cu Statele Unite ale Americii, cu Uniunea Europeană, cu Fondul Monetar Internațional, cu România, toate au fost aduse în impas din cauza acestor legi.
Fără depășirea acestor problemelor create de aceste legi, va fi imposibil să relansăm agendele noastre de cooperare cu acești actori. Doamna Maia Sandu are nevoie, pentru a fi eficientă în politica externă, are nevoie de sprijinul Guvernului, Parlamentului, care, din păcate, ambele instituții sunt ostile la această etapă, dar și de susținerea Ministerului de Externe. Fără informațiile furnizate de Ministerul de Externe, fără asistența Ministerului de Externe, a pune în practică tot ce va agrea, va conveni doamna Maia Sandu cu partenerii noștri de la Kiev, București, în capitalele europene, va fi practic imposibil. Din păcate, Ministerul de Externe, și mă refer în special la actualul ministru de Externe, nu sunt credibili. Nu sunt credibili pentru că dânsul a demonstrat o loialitate totală față de Dodon și Partidul Socialiștilor, care nu au o politică constructivă la acest moment și nu au avut. Mă îndoiesc că în următoarele luni se va schimba situația la acest capitol, pentru că, de fapt, acest triumvirat, și în special Dodon și Partidul Socialiștilor, au declanșat campanie electorală. Și mai mult decât atât, au declanșat un război total împotriva Maiei Sandu, doamnei Maiei Sandu. Miza acestui război este de a o discredita prin orice metode, de a-i complica mandatul, de a crea noi obstacole. De aceea, fără îndoială, pentru a corecta, pentru a relansa politica noastră externă și relațiile cu Uniunea Europeană, avem nevoie de alegeri anticipate. Alegeri anticipate care ar trebui să aducă o reformatare a eșchierului politic din Republica Moldova. Nu va fi ușor. Nu va fi ușor. Pentru că avem, doamna Maia Sandu are de-a face cu niște partide care nu au scrupule, populiste până la măduva oaselor, și vor exploata subiecte foarte sensibile care vor aduce acel discurs geopolitic de care ar trebui să ne debarasăm. Și cred că următoarele 6 luni sunt decisive pentru țara noastră și pentru politica noastră externă. De aceea, la nivel, ați întrebat care ar trebui să fie principalele acțiuni la nivel național pentru a stabili direcțiile prioritare ale politicii externe. Alegerile anticipate, formarea unei alianțe de guvernare care ar susține agenda europeană, după care cred că este foarte important să ne gândim la o reformă profundă a serviciului diplomatic și a Ministerului Afacerilor Externe. Cazul ambasadei ruse, eu cred că nu este unic. Anumite zvonuri îmi spun că sunt și alte cazuri. De aceea, cred că este nevoie de o evaluare, de un audit larg, extern, a serviciului diplomatic și a Ministerului Afacerilor Externe. După care, în baza concluziilor acestui audit, ar fi cazul să se proceadă la schimbări după modelele unor state din Uniunea Europeană care au demonstrat diplomația, care au demonstrat eficiență. N-am să dau un anumit caz, dar cred eu, dacă se va accepta acest parcurs, eu cred că se vor găsi și exemplele potrivite. De asemenea, cred că doamna Maia Sandu are nevoie de oameni de încredere în funcții diplomatice cheie. Și mă refer în ambasade cheie pentru viitorul Republicii Moldova. Washington, Berlin, București, Londra, Kiev și în statele de asemenea nordice. Deci acest lucru nu cred că ar trebui să fie lăsat așa de izbelește, doar cu argumentul că sunt oameni profesioniști și trebuie să rămână acolo. Nu. Avem nevoie de oameni de încredere, oameni cu principii clare, oameni loiali agendei de integrare europeană. Oameni care nu vor fi pionii unor forțe care vor, cu orice preț, să submineze această agendă.
Este nevoie oare de o concepție de politică externă? Bine, atâta timp cât nu există un consens politic, un consens politic adevărat, nu doar scris pe hârtie, asupra principalelor direcții de politică externă, acest document nu va ajuta. Este nevoie, în primul rând, de o guvernare stabilă, unită, consecventă, cu o voință politică clar determinată. Și, de exemplu, fără îndoială, care să demonstreze eficiențe în termen de reformă. Iată, o astfel de guvernare, o astfel de alianță de guvernare, care ar fi în interesul țării, ar putea să asigure acea coerență și consecvență a politicii noastre externe pe termen lung. Care ar trebui să fie principalele priorități imediate? Aici sunt de acord cu doamna Gerasimov. Prioritățile imediate, în primul rând, având în vedere că din cauza acestor legi votate recent, practic finanțarea noastră externă este pusă sub semnul întrebării. Noi avem totuși nevoie ca să facem față consecințelor generate de această pandemie COVID. Doamna Maia Sandu va trebui, în primul rând, să obțină susținerea financiară a Uniunii Europene, a Statelor Unite ale Americii, România și altor parteneri din Uniunea Europeană, în special pentru a demara acesta, a iniția programul de vaccinare. De asemenea, pentru a dota spitalele noastre cu echipamente performante și, fără îndoială, pentru a asista agricultorii noștri, a-i susține financiar agricultorii noștri, businessul nostru mic, mijlociu, pentru a face față problemelor economice, care se vor aprofunda, din păcate, în următoarele luni și în următorii ani. Și mai ales din cauza acestor obstacole și acestor provocări create de Dodon și alianța pe care dânsul o conduce acum. Sunt de acord, este nevoie, în primul rând, de relansarea relațiilor noastre cu vecinii. Dar aici, eu cred că trebuie să privim lucrurile un pic mai aprofundat. Trebuie să ne întrebăm de ce fel de relansare avem noi nevoie. Un fel de relansare deja viu, mă refer la relația cu Ucraina, unde cred că noi nu ne-am răspuns la întrebarea ce așteptăm noi de la Ucraina, ce înseamnă Ucraina pentru noi. Și cred că Ucraina este un partener cheie, esențial pentru asigurarea securității. Și toate celelalte subiecte pe care noi le privim fragmentar și le analizăm fragmentar, trebuie privite în ansamblu. Iar pentru a privi în ansamblu și pentru a relansa cu adevărat profund relația noastră cu Ucraina, este nevoie și de să ne gândim la un nou instrumentariu instituțional în raport și cu Ucraina, dar și cu România. În relația cu România, este nevoie să ne amintim că parteneriatul nostru strategic cu România este despre integrarea europeană, nu doar despre construirea unor legături fizice cu România. Și acest obiectiv trebuie să fie esențial și mereu în atenția noastră. Integrarea europeană prin România. Doar aceasta va încuraja clasa politică și va stimula și societatea să susțină cu adevărat reformele pe care agenda europeană le presupune. Relația cu Uniunea Europeană. De acord, este nevoie de o negociere serioasă a agendei noastre europene și aici sunt de acord cu doamna Gerasimov, care a spus că trebuie, în primul rând, să vedem ce vrem noi. Nu doar să acceptăm ce ne oferă Bruxelles, dar să ne impunem și noi așteptările noastre, obiectivele noastre. Și aici va trebui să implicăm și societatea civilă și toți partenerii politici care sunt interesați de o astfel și care mizează pe o astfel de resetare a agendei de integrare europeană. Relația cu Statele Unite ale Americii, bine, având în vedere că avem o schimbare de administrație, probabil că în următorii 6 luni nu ne putem aștepta la evoluții
la evoluții, la o dinamizare a relațiilor cu Statele Unite ale Americii. Dar trebuie să ne gândim cum să dinamizăm în viitor dialogul nostru strategic cu Statele Unite ale Americii. Nu avem un parteneriat strategic, nici măcar relații strategice. Avem un dialog strategic care, din păcate, nu a fost valorificat nici măcar 10% din ceea ce Statele Unite ale Americii ne oferă. Sunt de acord cu ceea ce recomandările făcute de domnul Popescu și doamna Gerasimu, că este nevoie să ne gândim cu ce am putea noi contribui mai mult. Cu ce am putea noi atrage interesul Statele Unite ale Americii pentru noi. Și aici cred că o implicare mai mare a noastră în probleme de securitate și prin misiunile de pacificare, cred că ar fi binevenită. Dar probabil că sunt și alte măsuri la care ar trebui să ne gândim toți împreună. Plus să atragem și businessul american să fie mai interesat și din punct de vedere economic de Republica Moldova. Dar acest lucru poate fi realizat dacă avem o conectare mai mare a Republicii Moldova, o integrare economică mai mare a Republicii Moldova cu România. Doar într-o astfel de variantă am putea, într-adevăr, să mizăm pe un interes mai mare al investitorilor americani față de țara noastră. Deci, trebuie să lărgim spațiul economic al nostru, să nu fim un ghetou economic care din păcate, suntem în prezent. Mersi mult. Și pentru că ne aflăm într-o etapă electorală și pentru că doamna Sandu personal se află, vrea, nu vrea, dar este într-un război declanșat de Dodon, Șor și Plahotniuc, ea trebuie să se asigure de susținerea Uniunii Europene, politică, tranșantă Uniunii Europene față de acțiunile recente ale acestui triumvirat. Este nevoie de o presiune crescândă asupra acestui triumvirat ca să-i prevenim și alte acțiuni care ar putea dăuna intereselor noastre naționale. Mersi mult, foarte mult, Victor, pentru prezentarea ta, care într-un fel pune punct destul de gros așa pe discuțiile inițiale în cadrul acestei dezbateri. Ne propuneam să finalizăm dezbaterea la 2:30, dar probabil că o vom continua un pic mai mult. Cel puțin avem jumătate de oră pe care aș vrea să o utilizăm pentru a răspunde la întrebările celor care ne urmăresc. Reamintesc că puteți să ne adresați întrebările pe chat-ul rețelei, pe Facebook, acolo unde este transmis la moment această dezbatere, sau pe chat-ul privesc eu. Dați întrebările, colegii mei vor prelua întrebările și vi le transmite și eu voi reuși să le adresez distinsul noștri colegi și participanți la această dezbatere. A venit între timp o întrebare de la Adrian Cutrovai despre relația noastră cu Marea Britanie. Nu am abordat subiectul ăsta în intervențiile anterioare. Aș vrea să vă rog să vă invit cine ar vrea să vină cu o intervenție pe această dimensiune. Știm foarte bine că Brexit-ul a avut loc, trece printr-o perioadă destul de complicată la sfârșit de an legat de acordul pe comercial. Știm, pe de altă parte, că Moldova și Marea Britanie negociază nou acord comercial cu Marea Britanie, dar sunt și alte aspecte importante pe agenda noastră bilaterală pe care aș vrea să le discutăm, dacă cineva vrea să intervine. Nu știu, Andrei, Radu sau Nicu sau cine vrea să intervine. Vă rog. Foarte pe scurt, pe Brexit? Da, da. Pe Marea Britanie. Dar cum putem să dezvoltăm relația noastră cu Marea Britanie? A spune în primul rând că britanicii nu trebuie subestimați. Ei și-au făcut propriile calcule încă din prime luni de după rezultatul Brexitului și au încercat, pe de-o parte, o anumită strategie de negociere după ce au avut claritate guvernamentală, și anume acea victorie a conservatorilor care favorizează o negociere mai în forță. Da? Tabăra cu Boris Johnson, cum a venit, dar au și avut o strategie de diversificare globală. Acum, ei sunt maestri ai PR-ului și nu înseamnă că le-au ieșit toate calculele așa cum
sperau în proiectul Global Britain. Acesta fiind spus însă, să nu uităm că întotdeauna există o lege a compensației și britanicii, sub aparența aceasta, dacă părăsesc Europa, de fapt vor fi acolo unde văd ei o valoare adăugată și mai prezenți. Și din această perspectivă aș spune că atât parteneriatul estic și aici în special Ucraina, dar și Balcanii de vest sunt cheie pentru ei. Nu mai vorbim de relația lor bilaterală specială cu Polonia, da? Am încercat din această perspectivă să aibă o conversație mai largă regională și cu România. Vom vedea care vor fi rezultatele concrete în săptămânile și lunile următoare. Însă, din nou, interesele lor pe zona de securitate sunt aici, adevărat, prioritar în Ucraina și, dincolo de acest lucru, au o comunitate puternică de români acolo, dar și de cetățeni moldoveni, fie cu cetățenie română, fie cetățeni moldoveni direct cu cetățenie moldovenească care au permis de lucru acolo. Deci, din această perspectivă, aș spune faptul că se poate lucra cu britanicii, marea necunoscută îndeaproape, marea necunoscută în primele două trimestre al anului viitor este impactul exact economic asupra acestei țări a Brexit-ului la pachet cu consecințele economice ale COVID-ului. Categoric va exista un șoc, în funcție de cât de mare este acest șoc, se poate merge mai departe. O chestiune care afectează Moldova, deși aș spune că sumele pentru Moldova din bugetul de ajutor pentru dezvoltare britanic nu erau enorme. În momentul de față, una dintre subiectele sensibile la Londra este cât se taie din această asistență în actualul context economic și bugetar. Și nu e vorba numai de Londra, aici mai multe țări își fac evaluări pe ajutorul pentru dezvoltare. Deci, din această perspectivă, 2021 nu are cum să fie neapărat pentru Moldova un an extraordinar, pentru că sunt mai multe state globale care își fac în general o evaluare pe asistență pentru dezvoltare pe tăieri. Dar, din nou, sunt și oportunități și britanicii tot timpul trebuie priviți și într-o rețea mai mare, inclusiv cu americanii, inclusiv cu alte state partenere NATO. Atât, mulțumesc! Mersi, Radu. Nicu, te rog. Deci eu aș vrea să subliniez aici două nivele, două dimensiuni ai parteneriatului cu Marea Britanie. Unul ține de toate aspectele economice, sociale și de cooperare legală. Ori în acest sens, deocamdată Marea Britanie nu știe care ar putea fi parametrii legali în baza cărora Marea Britanie va semna noi acorduri de cooperare cu state terțe, pentru că deocamdată nu știm parametrii exacti ai Brexit-ului. Ori acordurile ulterioare de cooperare cu Marea Britanie vor trebui să nu se afle în contradicție cu relația viitoare a UE, a Uniunii Europene cu Marea Britanie. Și în acest sens așteptăm cu toții să vedem cu ce se va finaliza și care vor fi exact parametrii și obligațiile de armonizare continuă a legislației britanice cu standardele europene și după aceea Londra va ști exact din punct de vedere legal ce poate include în acorduri de cooperare cu state ca Republica Moldova. Deci aici relația este în așteptarea finalizării procesului de retragere din UE și semnarea acestui nou acord. Pe domeniul politică externă, securitate și apărare, ceea ce se întâmplă acum este că Marea Britanie de fapt devine mai activă. Marea Britanie realizează faptul că în condițiile în care nu se mai află în Uniunea Europeană, Marea Britanie a pierdut anumite instrumente de promovare a interesului național, a intereselor de securitate, inclusiv în Europa de Est, dar nu numai. Și în ultimii ani am văzut o investiție mai mare în necesitățile și în promovarea vizibilității și a unei Marii Britanii mai active, inclusiv în Europa de Est. Evident, acum în condițiile alegerii președintelui Biden, s-a relansat deja o întreagă nouă dinamică de recoordonare și fortificarea cooperării dintre Uniunea Europeană, administrația Biden și, evident, Marea Britanie, dar și Canada fac parte din aceste procese și eu chiar aș spune că probabil în următorii ani Marea Britanie va fi chiar mai vizibilă și mai activă în spațiul nostru, pentru că Marea Britanie nu mai poate face acest lucru prin intermediul UE și, din contra, se face o investiție foarte substanțială în cooperarea cu UE, cu Statele Unite, ca vocea Marii Britanii să nu se piardă în vânturile geopolitice care suflă pe stepa eurasiatică și restul continentului european. Mersi mult, Nico.
Între timp, cât mai vin întrebări, vreau puțin să discutăm mai mult subiectul relației cu Rusia. Da, Andrei, te rog. Dacă îmi permiteți să spun că au fost finalizate negocierile asupra acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Și deoarece de la 1 ianuarie nu, relațiile noastre comerciale nu vor fi în cadrul acordului de asociere, până la 1 ianuarie acest acord va fi semnat dintre Chișinău și Londra, probabil aici la Chișinău. Mersi mult pentru această informație foarte pertinentă și care completează practic și răspunsul la întrebarea mea. Spuneam că aș vrea să revenim puțin la subiectul relației cu Rusia, fiindcă noi cumva fiecare din dumneavoastră ați abordat subiectul ăsta, dar vreau puțin să discutăm un pic mai mult. Bun, Nicu, ai pomenit despre epopeea cu ambasada de la Moscova. Cât de mult această situație ar putea să afecteze relația noastră bilaterală cu Federația Rusă? Și dacă în această situație totuși Ministerul Afacerilor Externe are un cuvânt de spus, fiindcă din câte am observat, cumva acest proces a fost mai mult abordat la nivelul președintelui și mai puțin cu participarea Ministerul Afacerilor Externe. Adică, în ce măsură această situație ar putea să afecteze sau în viitor și relația noastră bilaterală cu Federația Rusă? Și, Andrei, dacă ai vrea să întrebi și tu, te rog, ești bine. Deci, eu cred că această, după cum spuneam, tentativă de privatizare politică a unei ambasade Republicii Moldova pentru scopurile de promovare a unei diplomații de partid și nu unei diplomații interstatale sau interguvernamentare, cu siguranță nu vor ajuta la dezvoltarea relației interstatale dintre Republica Moldova și Federația Rusă. În același timp, evident, și Federația Rusă este foarte conștientă că din momentul în care la Moscova, în ambasada Republicii Moldova de la Moscova, se va afla reprezentantul nu a țării, dar al unui jucător politic din umbră și al unui partid, evident, și Federația Rusă va trata această persoană, inclusiv înțelegând foarte bine faptul că va fi nevoie și vor fi necesare și alte canale de dialog cu acele forțe politice din Republica Moldova care reprezintă voința poporului și reprezintă politica externă așa cum o vor cetățenii Republicii Moldova, care au oferit acest mandat președintelui ales Maia Sandu și care au refuzat acest mandat domnului Igor Dodon. Deci, în acest sens, cred că prin această rocadă se face inclusiv o slăbire a poziției Ministerului de Externe în politica externă, este subminată inclusiv autoritatea Ministerului Afacerii Externe și Integrării Europene, dar și ambasadei de la Londra, pentru că acum, evident, o bună parte din dialogul interstatal se va face excluzând ambasada de la Moscova și excluzând, din păcate, o parte din Ministerul de Externe și, în acest sens, această rocadă este un deserviciu profund adus serviciului diplomatic din Republica Moldova, prestigiului Ministerului de Externe, prestigiului guvernului și nu doar a președintelui. Este un lucru regretabil, dar evident în ziua în care, mă rog, există toate aceste metode de comunicare de la telefoane directe între lideri, la summituri, întâlniri, formate multilaterale, bilaterale. Știm foarte bine că relațiile interstatale nu se mai duc exclusiv prin ambasadă. Da? 500 de ani în urmă, când trimiteai un ambasador care călătorea, când scrisorile durau 3 săptămâni să ajungă undeva, rolul unui ambasador era mult mai important decât este acum. Făcând abstracție de această istorie cu ambasada, deja, după cum am mai menționat, s-a înregistrat acest mesaj de ofertă de dialog atât din partea Chișinăului oficial și din partea Moscovei și, evident, pur și simplu acest dialog evident va avea loc, evident se va încerca rezolvarea anumitor probleme, menținerea acestei relații bilaterale într-o albie cât mai civilizată și respectuoasă posibil, dar
Din păcate, pentru serviciul nostru diplomatic, unii jucători politici au decis să marginalizeze ambasada Republicii Moldova din acest proces, dar evident acest lucru va fi rectificat destul de curând, nu este o situație care va dura foarte mult, cred eu, pentru că, știți bine, până la urmă, un ambasador trebuie să reprezinte numai un partid politic, au mai fost astfel de situații, dar acele istorie nu s-au terminat, nu au durat foarte mult și nu s-au terminat cu bine pentru acei care au participat în aceste scheme de deturnare a instituțiilor de stat, de sub implementarea voinței poporului, inclusiv în domeniul politicii externe. Mulțumesc mult, Nicu, dar din câte înțeleg, încă nou ambasador la Moscova nu a fost numit, probabil că se încetinește la nivel de procedură. În orice caz, eu cred că și Ministerul Afacerilor Externe are un cuvânt de spus în acest proces. Denumirea unui ambasador peste cotare Republicii Moldova. Andrei, te rog. Eu, din mai multe considerente la acest capitol, nu pot fi liber a comenta, doar voi face câteva precizări. Și simt nevoie să le fac. În primul rând, cu privire la ceea ce a spus Victor, revizia, scandal, anabolizante, serviciul diplomatic, cu regret am văzut mai multe comentarii din la diferite nivele, care au aruncat o umbră asupra serviciului diplomatic și contrar principiului prezumției nevinovăției, și în timp ce merge anchetă, s-au dat și verdicte și s-au găsit vinoveți. Asta simt nevoie să fac acest comentariu, inclusiv din postura mea unei întâlnit. De altfel, ideea schimbării ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, e important de punctat acest lucru, a precedat incidentul de acum două săptămâni cu autobuzul. Și ea a venit în zilele... Andrei, ce spui tu, asta e ceva... Din câte înțeleg, nu se cunoștea. Deci înțeleg că domnul ambasador Neguțov trebuia să fie legitimat în orice caz, chiar dacă era cazul anabolizat. E un lucru oarecum secret polițional, e un lucru cunoscut, că se dorea înlocuirea lui și las pe alți colegi să comenteze. Dar Victor a făcut niște comentarii, poate o sintagmă pe care țin nevoie, la care țin nevoie să reacționez. Ministerul de Externe nu obstrucționează activitatea președintelui ales, dimpotrivă. Am văzut de mai multe ori, pe mai multe dosare, de la subiectul coordonării evenimentului inaugurării, pregătirea vizitelor doamnei președinte ales la Kiev și la Bruxelles, discuțiile cu privire la agenda, programul și punctajul pentru dialogul cu președintele României Klaus Iohannis, este o cooperare extrem de colegială și firească din partea Ministerului Externe și mesajul din partea ministrului pe care l-am auzit de mai multe ori, să asigurăm o cooperare plenară cu președintele ales. Și aici, cred că se leagă firesc, fără a intra într-o polemică extinsă și punctuală cu sugestia colegului Victor Chirilă cu privire la, nu zic, epurări la nivelul cadrelor și șefilor misiunii diplomatice, dar vreau să spun că în ultimii 10 ani de zile, cel puțin, dar procesul a început mai devreme, încă la mijlocul anilor 2000. S-a investit foarte mult în profesionalizarea serviciului diplomatic și asigurarea ca ministerul să fie protejat de intrigile și de conjuncturile politice și partinice. Și cu mici excepții, aproape toți șefii misiunilor diplomatice în Republica Moldova, și Victor, eu vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că pe toți colegii mei din această parte a Europei îi cunosc nominal, la fel cum face tu. Și eu cu greu am putut să pliez noțiunea ta de ambasador care ar bloca procesul de integrare europeană și cu parcursul profesional și personal a persoanelor care sunt acolo. E altceva, că există o distinție foarte fină, dar clară, dintre funcționari publici și membrii ai serviciului diplomatic care trebuie să fie apolitici. Și fiecare trece prin dilemele personale și le rezolvă cum reușește și o vorbești și tu și eu cunoaștem această dilemă. Eu acum vorbesc ca și un ambasador care a demisionat public în semn de protest. Dar niciodată n-am chemat alții să o facă și faptul că unii colegi ambasadori n-au fost vocali, nu și-au expus poziția de protest, nici de cum nu-i definește ca și
colaboraționiști sau oameni care trebuie să fie procurați. Cu siguranță e nevoie să... Deci inventarul trebuie făcut din punct de vedere al profesionalismului și capacității oamenilor. Odată ce primesc mesajul politic, să-l realizeze eficient și calitativ. Și vreau să spun că, dincolo de toate eforturile, în ultimul deceniu nu am... Capacitățile Ministerului Externe nu au fost întărite. Ieri, Iulian, tu ai plăsat o fotografie, nu? Cu Departamentul Integrării Europeană din 2005-2006, din 16 persoane, sau circa 16 persoane de acolo, doar 4 în prezent sunt în Ministerul de Externe. Și încă ceva, și Iulian ar putea aici să comenteze mai mult. În anul 2009, când s-a schimbat guvernarea și am fost parte a acelei echipe de conducere a Ministerului Externe timp de 4 ani de zile, s-a gândit că cei care au lucrat în poziții de management în serviciu diplomatic cu regimul anterior, oarecum sunt inferiori și pătați și trebuie unii din ei chiar degradați. Și aceste inițiative au fost, s-a încercat implementarea lor, dar după ce chiar cei care le-au promovat au realizat că este e foarte, foarte eronat să judeci după persoane, nu după faptele sale, dar după perioada în care au fost activați sau au fost promovați. Asta doar ca un am simțit nevoie să compensez puțin acest lucru. Serviciul diplomatic, sunt convins de acest lucru, atât la nivelul aparatului central, cât și al misiunilor. Și domnul Popescu, Nicu, Attack Rider, știi, poți prelua conducerea unei bănci, dar da, este o structură întreagă, deci nu e așa de simplu, da? Și nu pot să comentez cu privire la profesionalismul și calitățile viitorului ambasador la Moscova, dar e probabil o numire turbo-mega-record ca și timp de la solicitarea acum o săptămână a Agrimanului până la planificată plecarea sa în misiune. Ori mă întreb și eu și oricare din voi ce ați face dacă erați ministru de externe în această situație. Legal? Legal, da, președintele până în ultima zi are dreptul să la, deci nu sunt limitate acțiunile sale. Dar din punct de vedere al eficienței, și de acord cu ceea ce a spus domnul Popescu, e vorba de perspectivă, de un semnal, dar cred că eu aș prelua și un semnal la nivelul reacției părții celelalte unde pleacă domnul ambasador, cum a reacționat ea în această situație. Dar cred că am spus deja prea mult la acest subiect. Mersi mult, Andrei, întotdeauna la punct, chiar dacă diplomatic, da, la punct și foarte clar, și eu mă solidarizez cu tine, pentru că sunt și eu diplomat, deși în rezervă, dar confirm faptul că s-a dus un efort important pentru a profesionaliza serviciul diplomatic. Din păcate, într-adevăr, sunt mai multe provocări de natură politică la care sunt expuși diplomații, și nu doar diplomații, dar și serviciul public în general. Și aici sentimentul ăsta eu cred că îl împărtășesc nu doar diplomații, dar și mai mulți funcționari și demnitari din serviciul public, din alte ministeri, care, din păcate, trebuiau să urmărească cu mare patimă și îngrijorare șmecheriile care au s-au întâmplat săptămâna curent în Parlament, când a fost sabotat, practic, orice negociere cu FMI pentru a obține suportul macrofinanciar, care a fost negociat destul de pozitiv în ultima perioadă de guvernul FIFA. Dar iată că majoritatea parlamentară creată, practic, arde podurile și dă țară, dă foc la țară. Dar asta e alt subiect. Vom reveni luni, apropo, cu colegii din partea Platformei Naționale Forme Sustituțiile. Vom veni cu o reacție publică la această situație, așa că vom dezvolta subiectul un pic mai târziu. Dar, Nicu, ai vrut tu să faci un mic comentariu și Victor, vrea și tu să faci o reacție. Vă aduc aminte că puteți să ne lăsați întrebări. Noi ne apropiem de finalul discuției, dar cred că vom avea încă o rundă scurtă unde am putea face și concluziile. Acum, Nicu, te rog un scurt comentariu. Eu aș vrea să subliniez încă o dată faptul că în condițiile și conform bazei legale din Republica Moldova, pentru a avea o politică externă eficace, și președinția și Parlamentul de Externe sunt într-o situație de interdependență comună, foarte importantă, și o instituție și alta nu pot promova interesul țării fără a coopera, și aceste mesaje și deschidere
față de, pentru o relație de cooperare, eu personal deja le-am înregistrat și le-am remarcat inclusiv în spațiu public. Evident, deja știm că doamna președinte Maia Sandu va avea câteva vizite în viitorul apropiat. Evident, aceste vizite nu pot să nu fie organizate fără cooperarea cu Ministerul de Externe. Și din perspectiva Ministerului de Externe, știți, misiunea fiecărui diplomat, oamenii și-au ales această vocație pentru că vor să facă politică externă. Ei nu vor să stea într-o clădire a unui țări izolate, să se uite pe privesc EU doar la dezbateri de politică externă. Ei vor să organizeze vizite, vor să scrie teze, vor să promoveze interesul țării și în acest sens eu sunt sigur că există foarte mari așteptări pozitive în Ministerul de Externe față de această oportunitate pentru politica noastră externă, care va fi oferită din potențialul cooperării cu noul președinte ales și trebuie să recunoaștem că în ultimii ani Ministerul de Externe a avut mai puține oportunități să promoveze interesele Republicii Moldova din cauza unor factori de decizie care au blocat relațiile externe în Republicii Moldova, atât Igor Dodon cât și Vlad Plahotniuc au blocat oportunitățile de cooperare externă țării, în pofida miniștrilor și a diplomaților care au fost angajați în acest proces. Dar acum intrăm într-o nouă fază și Ministerul de Externe va beneficia, sunt sigur, de mai multe oportunități să-și facă să-și implementeze vocația pentru care au ales această profesie. Mersi mult, Nicu. Cum vă spuneam, din păcate, timpul nostru pentru dezbatere iată se apropie de sfârșit. Și eu aș vrea să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, Radu între timp s-a cerut scuză, dar a fost nevoit să se retragă din discuție, dar aș vrea să practic să facem turul concluziilor acestei discuții și vreau să încep cu Victor, te rog. Am un respect deosebit pentru foarte mulți colegi de la Ministerul de Externe. Nu vreau să-i numesc, cred că sunt majoritatea. Dar sunt niște procese care se întâmplă acolo, care probabil că trebuie revăzute. Nu m-am referit la epurări, nici într-un caz. Când am spus reformă, m-am referit la audit instituțional, care să vizeze toate direcțiile, și cele administrative, și cele politice, deci și cele care se ocupă de relațiile bilaterale, deci și la modul cum are loc comunicarea și cum este asigurată securitatea și la modul cum este promovată diplomația publică și digitală care nu există și multe alte lucruri, deci care eu cred că ministerul are nevoie de o renoire, de o renovare instituțională în conformitate cu standardele unor state care și-au demonstrat eficiență. Unor diplomații ale unor state europene care au demonstrat eficiență. Și cred că avem nevoie de asistența lor tehnică. Eu aș putea spune mai multe despre asistența care a fost acordată despre UNDP, dar să mă opresc aici, pentru că cred că acea asistență a avut succesul ei, pentru că ne-a asistat în negocierea acordului de asociere, dar dacă vorbim despre reforme instituționale, eu cred că aici respectivele reforme lasă de dorit. Plus, eu cred că unii ambasadori sau unii persoane pur și simplu s-au abonat la funcția de ambasadori. Și acest lucru este inacceptabil, eu cred. Deci trebuie să fie o anumită lege, o anumită procedură care să fie respectată de toți. Și aici nu mă refer la tine, Andrei. Nici într-un caz nu mă refer la tine. Dimpotrivă, te susțin și sunt de acord că ai fi un ambasador foarte bun la Viena. Deci, dar sunt alți ambasadori la care eu cred că ar trebui despre care ar trebui să vorbim. Și nu pun la îndoială experiența profesională nici a lui domnului Ciocoi, să spunem. Dar pun la îndoială alte lucruri. Știi foarte bine, am fost un prieten foarte bun cu domnul Ciocoi, până la un anumit moment. Dar despre asta vorbim despre cu altă ocazie. Mersi foarte mult, Victor. Cristina, te rog. Vreau doar să spun relația cu Rusia. Relația cu Rusia este foarte importantă și domnul Nicu Popescu are dreptate. Avem nevoie de un dialog calm, respectuos cu Federația Rusă, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece.
Rusia în continuare este duplicitare. Bunăvoința pe care o arată actualmente domnul Putin și patriarhul nu reflectă o schimbare de substanță a politicii. Tot ce se întâmplă la Chișinău acum, nu cred că nu se face fără aprobarea tacită a Moscovei. De aceea trebuie să fim realiști, trebuie să fim respectuoși, trebuie să inițiem discuțiile, să vedem până unde putem, ce am putea să rezolvăm, ce subiecte am putea delicate să poate să le evităm sau să le amânăm, dar cred că discursul geopolitic, din păcate, nu va putea fi evitat, nu din cauza noastră, dar din cauza Federației Ruse. Imaginați-vă, de exemplu, că Republica Moldova dă curs invitații și probabil că va trebui să gândească foarte atent la invitația ministrului de externe de a participa la platforma Crimeea. Care va fi reacția Rusiei? Și mă opresc aici. Mersi foarte mult, Victor. Cristina, te rog. Doar poate ca încheiere două propoziții. Sunt de acord că avem foarte multe provocări în fața noastră, dar este important să ne axăm și să vedem și oportunitățile pe care ne le aduce noua doamnă președinte și poate într-o sincronizare mai profundă cu Ministerul de Externe, cu Guvernul, am putea să beneficiem de aceste oportunități. Da, este clar, avem nevoie de voință politică, avem nevoie de consens politic pe direcția dezvoltării politicii externe, dar doar încă o dată se reiterez, această voință politică și consens este foarte important, pentru că foarte multe din progresele la nivel intern sau domestic pe care le putem realiza depind de un dialog mult mai intens și de un suport mai strâns în partea partenerilor noștri externi. Mersi! Mersi foarte mult, Cristina, pentru aceste cuvinte de încheiere. Leo, te rog. Ca și 15 ani în urmă, când eram cu Cristina la aceeași facultate, Cristina vorbea prima de fiecare dată, eu vorbesc a doilea, dar asta și este un avantaj. Pentru mine, cred că cumva mi-a venit în cap ca urmare a acestei discuții pe care am avut-o noi astăzi, foarte, foarte bună, cred că este o mare provocare, este cum facem uz de această deschidere, oportunitate odată cu alegerea doamnei Sandu în calitate de președinte, pentru că vedem că avem anumite dificultăți pe plan intern și teama mea că anul viitor, 2021, poate fi un an al unei crize politice, da? Dacă nu vor fi alegeri anticipate prea curând, dacă vor fi mai târziu, atunci doamna Sandu va trebui, indiferent de această conjunctură politică, va trebui să încerce să promoveze o politică externă de scoatere a Republicii Moldova din izolare și așa mai departe. Și asta va fi foarte greu de făcut. De asta cred că poate cel mai important accent pe plan extern, dincolo de reformele interne, trebuie să fie anume acesta, cum poate doamna președintă să aibă o politică externă eficientă, chiar dacă va fi împiedicată de aceste, pe plan intern, de Parlament sau de alți actori politici. Mersi! Mersi foarte mult, Leo, pentru această completare foarte valabilă și cred că foarte pertinentă. Acum revin la Andrei. Andrei, cu tine am început. Tu ai cuvântul de încheiere. Eu doar voi reitera că la Ministerul de Externe există experiență, expertiză, capitalul uman, rețeaua de contacte internaționale care trebuie valorificate. Faptul că din diferite momente subiective sau conjuncturale sau politice nu întotdeauna au putut fi valorificate la maxima lor valoare, nu este în primul rând vina Ministerului de Externe. Și eu cred că există deschidere din perspectiva viitorului președinte ca diplomația să fie puși la treabă mai activ și să dea randament. De altfel, este imposibil ca și de altfel în ultimii 20 de ani am fost doar 3 ani în ambasadă, restul le-am stat la Chișinău, dar este altceva. Dar această scurtă experiență îmi spune că atunci când nu există... Ambasadele sunt front office.
dacă nu e backup office, dacă nu sunt livrate realități pe care se vor, este foarte greu. Să vedem cum va fi altfel. Și am primit în timp ce vorbeam un mesaj de la unul din colegii din conducere care m-a și delegat aici, că există toată deschiderea din partea Ministerului Externe să din online să venim în discuții pe viu la Ministerul de Externe ori în alte formate. Este important să fie această cross-fertilizare. Nu neg și la Ministerul de Externe și ca în orice instituție guvernamentală există anumite limite și sunt alte orizonturi, prea multe detalii și nu se vede pădure deseori după copaci. La experții altă boală se vede pădure, dar nu se văd copaci. Și atunci este bine ca să fie această cu respect, cu încredere, comunicare fluentă și cred că există toate premisele ca noi să o continuăm și în alte formate. Iulian, mersi încă o dată foarte mult. Victor, Leo, Cristina, Nicu. Mersi foarte mult, Andrei, și vreau să reconfirm că pe parcursul acestei perioade, chiar dacă Moldova a avut mai multe provocări legate de politica sa internă și externă, am reușit să, noi cel puțin și mai mulți colegi, am reușit să avem o cooperare foarte bună cu ministerul, indiferent de cine a fost ministru sau ce guvernare a fost. Asta arată că există totuși acel element de profesionalizare și în același timp deschiderea și înțelegerea dialogului, lucruri pe care îl apreciem foarte mult. Mersi mult pentru invitație de a veni la minister. Înțeleg că asta a fost apel inclusiv colegilor care au venit cu propuneri și idei cum de realizat politica externă în practică. Deci cu tine, Iulian, noi ne vedem cu regularitate în diferite formate. Da, da. E mai ușor la da, da. Mersi foarte mult, încă o dată, tuturor. Mersi mult că ne-ați urmărit și mă bucur și vă mulțumesc foarte mult colegilor care ați participat la această dezbatere, discuție foarte sățoasă, dacă pot să spun așa, foarte completă cu elemente importante care au acoperit și provocări și oportunități și recomandări cum pot fi relansate și avansate relațiile noastre externe cu sub conducerea viitoarei președinte Maia Sandu. Și am auzit de mai multe ori în această dezbatere și această discuție importanța unei sincronizări la nivelul instituțiilor competente pentru realizarea politicii externe și încep să mesajele transmise de Andrei ne confirmă deschiderea și importanța respectării acestui deziderat. Cu astea vreau să închei discuția noastră. Încă o dată vreau să mulțumesc Fundației Hanzade, mulțumesc foarte mult colegilor la Privescheu care ne-au transmis această dezbatere și colegilor la Realitatea, că vom fi și la televizor. În discuții puteți revedea dezbaterea, mi se pare că a fost foarte interesantă și foarte plină cu elemente importante care pot fi analizate în continuare și dezvoltate pe parcurs. O scurtă regulamentă tehnică, am pus și un chestionar de feedback pe site-ul nostru, pe pagina Facebook. Toți cei care ne-au urmărit, rugăm să răspundeți, vai un minut, dar asta va fi foarte important pentru noi, pentru a ne ajusta sau îmbunătăți acest format de discuție pe care îl sper eu, cu siguranță vom continua și anul viitor. Asta fiind spus, mulțumesc mult încă o dată tuturor, vă doresc sănătate, sărbători fericite și un weekend cald alături de cei dragi. Toate bune! Succes!